care va dura și care ne va permite să ne exprimăm punctele de vedere. Până când acest proces nu va fi finalizat și formalizat, Marea Britanie rămâne stat membru al Uniunii Europene cu drepturi și cu obligații depline și, în consecință, din acest punct de vedere, și cetățenii români care locuiesc și lucrează în Marea Britanie continuă să se bucure de aceleași drepturi și obligații.